Salutare toată lumea, sunt Dani și bine am găsit la un nou episod din Minecraft Endizor. Și acum să vă fac așa o melodie de final. Bun, gata, cam atât cu melodia asta. Sunt foarte, 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 foarte fericit. Am luat orașul. Woo! Și nu mai am răbdare deloc, deloc. Am scos mașina puțin la plimbărică, de cât am scos-o din curte așa afară, am întors, am băgat-o înapoi, că mi-am zis că așa să nu merg de prima. Am spălat-o, am făcut curățenia, cred că n-am mai pupat săraca curățenie din aia de nu știu când. Bine, oricum vreau să o duc mâine la spălătorie, să o facă ca lumea, ca lumea, bine, nici eu la spălătorie, sincer, nu știu cât de bine o să o facă, dar aspiratorul s-a cam stricat și am văzut că nu prea, bine, nici măcar nu știu ce vreau să fac, stai așa, să fac un plan de bătaie înainte să încep să vă spun povestea vieții mele. Păi, în primul rând aș putea să... Nu știu, să fac o alee până la piramidă, hai că și așa n-am ce face. Bun. Da, deci cam așa și cu treaba asta. Și am scos-o, am spălat, am făcut curat în ea și pe interior, am băgat aspirator, rahaturi, vreau să o dă și la spălătorie și am fost, am luat pe vorul meu mașină pe față, bă, ce faci, bă, uite bine, luați permisul. Da, bă, vino până afară. Ce vrei, bă, să băgăm mașina lângă mine în dreapta, în stânga, pardon, că eu am volan pe dreapta, ca mașină cu volan pe dreapta. Ce vrei, bă? Hai, bă, să ne dăm o tură. Hai, bă, să dăm o tură. Și plecarea să dăm o tură ca băjeții. Și mamă, nu mai am răbdare, abia aștept mâine, nici mâine nu cred că mă duc la școală, nu m-am fost nici ieri, nici alaltăre. Mă duc să iau dovada. Și după ce o să iau dovada, o să fiu șmecher. După ce iau dovada, automat mă duc și puii mei scap de treabă, nu știu. Mă duc și ăsta cum se numește, mă? Mă duc și conduc, adică îl iau pe vărul meu cu mine, ca să nu zic că mă duc așa în oraș până să nu iau, să nu am dovada, dar în caz că mă oprește poliția să nu știu ce. Bine, până la urmă eu tot permisul, până la urmă eu îl am, pentru că mâine mă duc să iau dovada, deci dovada, mâine asta venim pe 3 septembrie, că cine știe când vă uitați la clip și ziceți că încă n-am permisul și toate cele. Deci 3 septembrie, hai să vă zic și anul, 2014, poate voi vă uitați în 2015. Bă, stați așa că mai bine pornesc eu din partea asta. Ca să nu cumva să fac vreo aluzie. Da, și cam asta, cu faza asta. Băi, dar asta dacă e așa aici, cum pui mai fac? Fac de 3 alea? Nu e bine să fac de 3. E cam mare, hai bă, fă de 3, ce are? Cea mai spațioasă și ea. Și da, mâine cred că o să dau pe vorbă cu mine în mașină. Ca să, decât să conducă la duș și la întors conduc eu, oricum nu mai am răbdare, deci nu mai am răbdare. Abia aștept să-mi aducă și tata mașina, că deocamdată mașina mea nu am. Mașina mea e un Peugeot 307, un albastru așa metalizat, super șmecher, motor de bine, are motor cam mare și cam puternic, să văd ce fac, e cam prea mare, consumă mult de tot, mă rupe în oraș, e pe benzină și consumă, are motor de 2000, de fapt, bă, ce fac, nu știu cât consumă, dar are motor de 2000, tata mea zice că consumă de rupe. Și are 140 de cai, vă dați seama, un Peugeot 307 care nu e foarte, foarte mare. Da, deci nu e foarte, foarte mare, de vă dați seama, e ușoară, fuge aia să-mi bat piciorul, fuge de te sparge și te rupe, dar consum bine, să vedem că s-ar putea totuși să nu fie chiar așa din cauza că e destul de mică, are caroseria mică și e ușoară, nu ar trebui să consume chiar așa de mult, zic și eu. Ia să văd, ar da ceva cu cât porciop din el. Vede că a dat, a păcat că n-am loc de ele. Nici nu mă aștept. Nu! Oh! Nu! Oh! Puc! Cârnăcioară! Ăsta încă... Băga-mea și piciorul, în piciorul, piciorului lui! Oh, Doamne! Da, și deja au trecut 4 minute și eu m-am plictisit. Pentru că nu m-am răbdare, vreau să mă duc să conduc, deci vreau să mă duc neapărat să conduc. Să nu mai zic că am prea multe rahaturi la mine și... Nu mai știu ce vreau să fac. Mâncare am? Mâncare am. Păi cred că aș putea începe fiind am duce să mai depozitez din lucrurile ăștia, să văd dacă mai am ceva cablu ăsta măcar. Mă, ăștia vin după mine? A, nu, se blocă. Ar trebui să bag din ăsta aici, nu știu. A, de fapt acum l-am luat, că nu știu, vreau să zic că nu știu de unde l-am luat. Stați așa, mă, că mă aruncăm din el, deși parcă văd că l-aruncăm acum și o să ne trebuiască altă dată, dar... Am aruncat leather, la aia de-a dâmpui. Uite, căzură pe aici, ha, ce șmecher. Ia să vedem ce vreau noi să facem sus. Că nici nu mai știu. Ah, iar am uitat, ziceam că mă duc să iau niște lemn să termin asta. Hai că mă duc acum să iau, că tot n-am ce face. Și, na. O să-mi iau căluțul, da. A, uite bă, că parcă l-am adus pe murg. Da, avea așa că nici nu mai știu, da bă, da. Să-l luăm murgule, ce ajut? Sărbă peste gard, da, așa, tată.
Hai mergem, că mergem și noi mai la galop, mai repede, mai așa, nu stăm că mergem cu pe josul, cum mergem noi. Ce nu poți să urci pe aici? Ai de pui mei, bă, dar murgule, bă, dar tu ești așa de crnăcior. Bă, dar merge ăsta, n-are nicio treabă, uitați-vă și voi la cum merge. O, da, mergem în caia și gura lui. O, aici cred că am tăiat și la trecut. Hop, jos. Uite, deja am patru puieți. Plantează pe aici. Bă, murgule, să nu pleci pe la departe, că nu te mai găsesc. Murgule, ce am vorbit eu cu tine? Păi, eu vorbesc cu pereții aici. Vorbesc cu copacii ăștia care îi plantez și îi tai și am avut un frame drop de m-am speriat. Asta seara trebuie să mă tund. Mâine mă duc să v-am zis că mă să iau dovada și după aceea o să mă duc să spăl mașina, o pac și la spălătorie ca băieții DJ să fie frumoasă, simpatică. Deocamdată am un Renault Laguna, așa. Și, bă, merge destul de ok. E și pe gaz consumă puțin. Dar să vedem. Acum, na, vreau să-mi aduc mașina mea, că deși o să consume mai mult, o să mai merg și eu cu ea așa. Nu o să merg întotdeauna, dar o să mai merg cu ea. Așa, la evenimente mai speciale, adică în fiecare zi, știți? O să fie super șmecheră. Bă, aștept. Am avut azi niște emoții. Băi, da, emoții de la... De emoții, emoții, de emoții. De că 29 nu mai ajung. Așa, stai căluțul aici. Bă, vină-mi. Hai, mă. Da, așa, bă. Nu mai bine muncim noi de pe cal, că e mai simplu. Așa, uite ce... Uite ce simplu să muncești de pe cal. Au, treci prin frunze, că n-are nimic. Lasă că mai găsim noi bărciud. Am așa, am avut niște emoții, deci oricum am avut emoții mai mari până a venit polițistul decât după ce m-am urcat cu el în mașină să mă duc să conduc. Deci ce pot? De ce nu o ia pe asta? Uite, bun că nu l-au niciuna. Bă, asta e bugată, mă. De-aia nu l-au. Gata. Lasă-mă de încolo pentru o bucată de lemn. Nu mor eu acum. Uite, dar nu vine să cred că copacii ăștia, deși am tăiat, itemele n-au dispărut de pe jos. Am luat trunchiulețul ăla de copac, cred că l-am luat. Adică să-i plingu. Bă, risc și plec chiar și parcă văd că iar nu mai, dacă nu mai ajunge mor. Alargă căluțule. Bă, dar nu mai știu pe unde sunt acum. Cred că n-am luat-o bine. De fapt, am luat-o bine. Da. Ia, mă, s-arată de mult. A, nu sare. Bă, ce am făcut, bă, pe unde m-am dus? A. Așa. Mă, dar unde sunt? What? Are you fucking kidding me? M-am pierdut! Murgule! Murgule, îi despargem asta, hai să ne urcăm aici. Murgule, unde e casa noastră, murgule? Murgule, mi-e frică, m-am pierdut, murgule! Bă, cred că, bă, nu mai găsesc casa, gata. Adios! Bă, o să-mi bag picioarele, unde -ți? Așa departe mă lăsăm, puii mei. Unde rahat e? E. Să fie în partea asta. Ce? Nu, că eu mă pierd. Deci eu mă pierd dacă mă mai plimb mult. Mă, unde mi-e casa? What? Frate, am undit-o mai romb în curte. Cum, puii mei, pot să-l ratez? Are you fucking kidding me, frate? Asta nu-i ca aici, nu-mi contu, partea asta nu-i casa mea. Băga mai picioarele, nea de treabă, bă, băga mai picioarele, nea de treabă. Da. Nu că nu mai găsesc casa, deci faceți pare cu mine că nu mai găsesc casa. Cum pui mai am putut să o pierd în halul ăsta? Hai, bă, murgule, hai, 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 bă, bă, încolo, 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 tata, încolo, hai, 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 hai. Nu se mai aude sunetul sau mi se pare mie? A, bă, da. What the fuck? Mă, ce pui mei am făcut? Aaaa, Doamne, murgule! Treci, mă. Numai că, deci nu am șanse să-mi găsesc casa. Frate, dar unde pui mei m-am dus? Frate, cum...
Deci nu pot să cred. Deci nu pot să cred. Deci nici o urmă de casa mea pe aici, pe niciunde. Deci nici măcar o urmă. Băgamea și picioarele. Au, 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 au. Creeper, zombie și scheleți. Salut, bă. Ce ai? Băi, da să-mi bat ciorușele grăsunele, dacă mai... Nu, că eu nu... Deci, eu dacă până nu dau fly și... Sau până nu dați voi coordonatele, nu mai sunt în stare să plec de aici. Deci, pe bune, nu mai sunt în stare să plec de aici. Scheletele, 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 fugi! Fugi, Andy, de la lectură, de la A la Z! Mă, dar unde e casa aia? Stai căluțele ușor aici, că vine creeperul după noi. Deci nimic de aici, nimic nu-mi seamănă cu... What the fuck you go fuck yourself, you motherfucker bitch. Pa, băieții, pa, pa. Vă doresc o zi plăcută și mai cât mai puțin plăcută, te-mi pui mie de zombie nab. Mă, dar unde e, mă? Unde e sărmă aici? Sărmă mai mult. Am mai f deci mă învârt în cerc, deci mă învârt în cerc. Eu nu mai am șanse să găsesc... De ce nu mai găsesc casa? Vorbești serios, frate! Cum pui... Băieți, vă rog frumos, lăsați-mi și mie în comentarii coordonatele a că nu mai rezist, mă vine rău. Nu, deci nu mai am șanse să o găsesc dacă nu mă lăsați, dacă nu mă lăsați în comentarii asta. Op. Așa, stăm aici. Da. Dați-vă ce frumos stăm aici. În mijlocul, în sus, în sus pe un pom cu căluțul nostru. Da, și nu mai găsim drumul spre casă. Ce ziceți de asta, nu? Ingenios, nu? Da, deci bun, toată lumea, că am episodul de azi. Vă rog frumos, lăsați-mi un comentariu dacă cumva voi le aveți sau aveți mapa veche sau aveți cumva mapa în calculator. Lăsați-mi și mie coordonatele casei, că nu mai găsesc. Sunt mă, nu mai găsesc eu. Deci, abonați, să lăsați un like și dacă v-a plăcut, noi ne vedem desigur data viitoare. Pa, pa!